În ședința din 28 decembrie, consilierii locali din Deva au aprobat majorarea plafonului de venit pentru care se acordă tichete sociale în vederea achiziționării de centrale termice de apartament de la 1386 de lei la 1525 de lei. De asemenea, consilierii locali din reședința de județ au aprobat și prelungirea până la 31 decembrie 2022 a perioadei pentru care se acordă aceste tichete. Noi am avut o hotărâre a Consiliului Local din vară de a elibera niște tichete sociale pentru ajutorarea persoanelor care au venituri mici pentru a-și procura parțial centrale termice. Atâta știu că am avut solicitări din partea 61 de persoane care au primit tichete în valoare de 2500 de lei și această perioadă a fost prelungită. Tichetele sociale au o valoare totală de 2500 de lei și sunt acordate printr-un program susținut integral din bugetul local al municipiului Deva. Cererile prin care se solicită acordarea tichetelor pentru achiziționarea de centrale de apartament se depun la Direcția de Asistență Socială Deva de pe strada Ile Caragiale, numărul 4. Informații suplimentare se pot obține la numerele de telefon 0723 230 106, 0755 878 814 și 0254 218 030, tasta 1, de luni până joi, între orele 8 și 16 și 30 de minute, sau vineri, între orele 8 și 14.